Bună ziua, dragii mei prieteni! Vă salut cu mult drag! Bun venit pe pagina mea de Facebook în bucătărie la Zidama Uzacovna. Așa, hai vă rog să distribuim live-ul. Astăzi am un live foarte interesant pentru voi, dar chiar foarte, dragii mei prieteni. Dacă stați câteva minute aici cu mine, veți afla foarte multe informații. Așa, distribuim live-ul. Salut, dragi prieteni, salut! Distribuiți chiar și în grupul Învață a Găti cu noi, că acolo sunt eu, fondatoare. Așa. Dragii mei prieteni, bună ziua, vă salut cu mult, mult drag, bun venit pe pagina mea de pe Facebook în bucătărie la Zidana Uzacovna. Dragii mei prieteni, eu astăzi vă povestesc și azi vă fac aici cu voi niște tratamente foarte interesante. Și toată lumea cunoaște care este, ia uitați-vă și am eu aici, da? Deci, rădășina de brusturi, da? Care sunt motivele ca să consumăm rădășină de brusturi, la ce ajută ea, cum poți o iei, deci cum o facem, cum o uscăm, deci cum o punem, da? Ca să o păstrem și la ce boli, deci, ajută, da? Rădășina de brusturi, dragii mei prieteni, este un remediu folosit de ani de zile. Deci din vechime, da? Și foarte mult folosea străbunii și bunii noștri, da? Numai că ea se poate și de uscat. Pentru persoanele care au cancer, să știți că se poate de băut suc de rădășină de brusturi, da? Eu am să vă spun astăzi la ce ajută această minunăție, deci rădăcină de brustă, da? Mai este numit aurul negru a pământului. Da, ea nu scoate greu, ea arată mai mare și mai micuță, da, când tu o scoți, este foarte bun pentru a scoate infecția din organism. Proprietatea ei ajută foarte bine la sângele gras pentru persoanele care suferă cu sângele gras. Reduce febra, ea este ca un antibacterian, antifungic, deci diuretic. Să știți că ceaiul din rădășină de brusturi, astăzi eu am să vă fac, și eu fac în felul următor, ia uitați-vă, da? Deci este un diuretic pentru persoanele care suferă cu rinichi, care vor să curețe rinichi, pietre de la rinichi, pietre de la vezica urinare sau chiar la ficatul, deci, infectat. Este ca un detoxifiere a sângele, da? Susține buna funcționare a sistemului limfatic pentru persoanele cine are limfe, dragii mei prieteni. Deci este foarte, foarte bun, mai ales persoanele care au frecvente boli de piele. Ceaiul din rădășină de brusturi. Întâi începem cu ceaiul. Dragii mei prieteni, vă rog să-mi distribuiți live să ajung cât mai departe, da? Deci astăzi vreau să vă povestesc și să vă fac aici cu voi câteva tratamente foarte buni pentru cei care nu știu despre ce merge vorba despre rădășina de brustură. Este mai numită, deci, legumă, da? Sau supliment. Ea este vândută în capsule, în pastile, dar nu are rost. Voi vă cumpărați, vă spălați singurică, vă scoateți singură și o aveți întotdeauna acasă. Ea are o aromă dulce, deci este asemănător cu țălina, deci nu este ră la gust. Și poți face chiar salată, chiar din frunzele ei poți o prăjești să mănânci cu usturoi, da? Și chiar poți face cremă de brusturi pentru articulații. Eu am, cum am făcut-o pe canalul meu de YouTube. Dragii mei prieteni, să știți că rădășina de brustur ajută foarte bine la diabet, pentru persoanele care suferă cu diabetul, da? Chiar de a mânca rădăcină de brustur. Pentru persoanele care suferă cu hepatita, care au hepatită A, B, C. Pentru persoanele care suferă cu ciroza hepatică. Și multă lume să mă întrebe, Zidana, numai persoanele care consumă alcool au ciroză hepatică, nu, și persoanele care consumă mult medicamente, tot la fel, poate să aibă ciroză hepatică. Ea se poate folosi chiar și în miere, ea se poate folosi chiar și în rachiu de casă, sau cum îi spunem noi, deci țuică de casă, în alcool de 60 de grade. Ea poate să o radim prin răzătoare, să o mâncăm ca salată. Deci ea poate să o mănânci chiar și 3-4 rădășini pe zi, dacă la tine în casă, sau mă rog, cineva suferă cu probleme cu cancer. Ajută foarte bine pentru cei care suferă cu diabetul
mărit în sânge. Ajută foarte bine pentru cei care au, deci, sângele gras, da? Și au tensiunea mare, fiindcă persoanele care suferă cu sângele gras se ridică tensiunea. Foarte bine ajută la articulații. Eu o spăl, o curăț foarte bine, previne și combate infecțiilor, dragii mei prieteni. Contribuie la bună funcționare a rinichilor pentru cei persoanele care se umflă întotdeauna mânuțele sau au exces de apă, fiindcă este ca diuretic, da? Vindecă ulcerul gastric, adică pentru persoanele care suferă cu dureri din stomac, scoate pietrele din lezica biliară, vindecă pancreasul, deci pentru pancreas, încă o dată, pentru ficat, pentru vezica biliară, pentru ulcer gastric, deci rădăcina de brusturi este nemaipomenit de bună. Dragii mei prieteni, acest video este foarte, foarte interesant. Eu mă stăruiesc, nu vă țin mult timp aici. Am lăsat un comentariu din ce țară mă priviți, îmi distribuiți video-ul ca să ajungă la toată lumea. Astăzi vorbim despre bunătatea de rădăcină de brusturi, care sunt motivele ei, da? Și cum, de ce noi trebuie să o luăm. Rădăcina de brusturi ajută foarte bine la cancerul de colon, da? La problemele cu intestinile, da? Este, deci, foarte, foarte, foarte bun. Ajută, deci, la multe, multe boli, da? Gastrite, inflamațiile frecvente pentru persoanele care au inflamații, deci, frecvente, care au chiar și dureri de gât, da? Chiar au ciupercă, deci, la unghi. Dragii mei prieteni, eu am borcan, eu azi o fac câteva tratamente și eu nu vreau să vă țin mult, da? Câteva borcani, întotdeauna le spălăm bine, le curățăm bine și eu am să vă fac astăzi în ceai, da? Eu am să vă fac tinctură sau bitter, mai bine spus, din rădăcină de brusturi. Pot să o amestec chiar și cu polien, propoli și păstură, da? Pentru toate tipurile de boli care astăzi, deci, v-am arătat. Ajută foarte bine la ulcerul duodenal, pentru cine știe ce înseamnă pancreatită gastric, pentru persoanele care suferă cu pancreatit, pentru bărbații, deci, care suferă cu prostata. Dragii mei prieteni, un borcan curat, bine spălat, cu bicarbonat de sodiu. Deci, tu iei o rădăcină de mare, undeva ca să aibă o rădăcină cam 200 de grame, fiindcă ele sunt grele, ele sunt proaspete. Poți le usuci și iarna să le iei, deci, în praf, da? Deci, faci praf, faci ceaiuri, iar poți să amesti cu miere de albin, da? Dar eu am astăzi proaspăt. Ia uitați-vă cum am eu. Am spălat-o foarte bine. Foarte bine. Așa. Cu apă rece. Noi cu apă caldă. Cu apă rece. Așa. Ecteu, da? Foarte, foarte bine. Ca să nu aibă nici un fel de pământ. O ștergem bine. Așa. Foarte bine. E ca așa. Să nu aibă apă curățică. Asta la mine undeva are 200 de gram, fiindcă este moșcat, am și mai măruț. Asta are vreo 200 și ceva. Într-un borcan, prima fac, deci, bitter de rădășină de brusturi, se ia 3 ori pe zi, dimineața, o lingură de nează și seara. Ar fi foarte bine pe stomacul gol. Și cu un cuțit curat, eu tai rădășina. Dar ei sunt spus, Dana, rădășina se mănâncă, se mănâncă, dragii mei prieteni, fiindcă ea are un gust dulcior, ea nu este tare, numai este tare când este bătrână, da? Când, deci este foarte, foarte bătrână de mulți ani. Dar la mine, în cazul meu, uitați-vă că este, deci, tinerică. Așa arată. Deci și eu am spun, la un borcan, 200 de grame de rădășină, de brusturi, o tai foarte mărunt. Așa, în felul următor, numai nu mult, 200 la un borcan ajunge. Și peste ea, dragii mei prieteni, eu voi turna țuică, țuică de casă, 60 de grade la mine, știți că am și de 37, și de 40, și am să vă spun pentru și ei. Pentru cei care sufru cu durerile de stomac, pentru cei care au inflamații frecvente, da, de 3 ori pe zi, pentru cei care sufără cu pancreasul, pentru cei care sufără cu ficatul, care au hepatită, dragii mei prieteni, pentru cei care sufără cu rinichi, e ca în felul următor, o pui 40 de zile și 40 de zile o lași la loc întuneric, da, și această tinctură o strecori și o bei. Dar poți să mănânci chiar și
Deci rădășina de brusc chiar are un gust foarte, foarte minunat. Și nu numai pentru ficat, dar ea este antibacteriană, este antifungică, da? Ea este diuretică, dragii mei prieteni. Cât de ușor să faci, numai că tu trebuie să te duci la strâns, deci brusturi, la scos brusturi. Nu cumva, și ai să-mi spui, Dana, eu cumpăr în suplimente, în pastile, da? Nu, uitați-vă, asta este cea mai bună, tu singurică, deci o faci. Și eu am să fac foarte multe borcane astăzi, da? Așa, dragii mei prieteni, eu am cupolin, propoliu și păstură și ciupergă canoderma, la fel amestecat tot împreună când este vorba de tipuri de cancer. La fel poți să o faci tu singuric în casă. Încă o chestie foarte bună astăzi am zvărât că poți să o dai prin răzătoare, da? Că ea se dă, dragii mei prieteni. Dacă tu nu iubești cum am făcut-o eu, ia, vedeți așa tăiată, da? Deci poți să o dai prin răzătoare că ea se dă. Ea este ușoară de dat. Ia uitați-vă, da? Ia câte ori. Și la fel poți să o adaugi cu rachiu dacă tu nu vrei atât de deci mășcat cum eu am tăiat. Dragii mei prieteni, să faci ceai. Ia uitați-vă în felul următor. Ceai din rădășină de brus pentru cei care luptă cu diabetul, pentru cine au diabet, pentru cine au cancer în sânge sau se mai numește leucemie, da? Sau de a combate, de a previne toate tipurile de cancer, știți că rădășina de brusturi, deci este foarte bună. Hai la un ceai. Cum îl fac eu? În felul următor, trebuie să am un ceainic, așa se numește, un ceainic, da? Și eu am să iau una mai măruntă, să o iau așa, așa, mai mărunțică. În felul următor. La fel, o spălăm bine, foarte bine, ca să nu aibă, cel mai important, fiindcă este negrie, asta nu este pământ, dar asta este coarja ei, dar e pe urmă să usucă. Nu este nimic rău, numai că trebuie să o curățăm ca nu cumva să aibă pământ, cu apă rece, nu cu apă caldă, da? O spălăm foarte, foarte bine, foarte bine. Așa, în unele cazuri, dacă ea este foarte tânără, ea se dișghioacă, dragii mei prieteni, și am să vă arăt acușcum, da? Stați să-mi spăl mâinile, să-mi șterg puțin mâinile, vă salut cu mult, mult drag, ia uitați. Dacă ea este tinerică, ea în felul următor se dișghioacă, ia. Vedeți? Ia câtă ui. Și voi faceți, deci, ceai. Într-un bol, tai o rădășină. Deci de brusturi de 3 ori pe zi, 3 rădășini pe zi. Deci dimineața poți bea un ceainic de jumate de litru miaza și seara. Și peste el apă clocotită, clocotită și în felul următor, dragii mei prieteni, poți să-l bei de 3 ori pe zi, adică să iasă 3 rădășini ca un deget, da? Ca un deget, este foarte important. Și facem cu coaja de la brusturi. O speli foarte bine și o curi și o faci în praf. Ei, este nemaipomenit să o iei, deci, pe timp de iarnă, că acum noi avem, deci, rădășină proaspăt. Pe timp de iarnă, nu aruncați nimic, fiindcă este foarte, foarte puternic. Deci, a doilea tratament, ceai, mai ales pentru cei care sufră, da, deci, cu diabetul, dragii mei prieteni, da? Deci, rădășina de brustă este prețioasă, foarte prețioasă și înainte lumea, deci, se lecuiau cu rădășini de brus când aveau diferite infecții. Acum, mă rog, nu zic eu că este la modă, dar e cu chimioterapia sau cu alte tipuri de tratamente puternice, da, care cade părul sau alte tipuri de pastile sunt care hormonale, care poate să-ți cadă chiar și părul, chiar și sprâncenile sau genile. Deci, a doilea tip de tratament este ceaiul. Dacă facem o detoxifiere, că tu vrei să faci o detoxifiere, să îți umflă mânuțele, ceaiul. Ceaiul e ca așa. Ia uitați-vă cum eu am o rădășină aici. Eu ne fac ceai, schimbă la culoare, dar eu pot să mai pun chiar și o lămâie, eu pot să mai pun și coada calului și crean sau alte tipuri de ceai care tu vrei. Și eu beau două ulcior, la mine are un ulcior, un litru jumate, două pe zi, când este vorba de detoxifiere. Dar așa, întrebarea este foarte de zi, Dana, uite, eu în 5 zile trebuie să dau jos 3-4 kg, este posibil? Este posibil, numai că tu să vrei. Fiindcă dacă tu faci acest post intermitent, ca slăbești în 5 zile 3 kg, tu atunci trebuie să bei numai ceai, ca să te urinezi mult, să faci pipi mult, este foarte important, da?
Este foarte important. Deci, dacă vrei să slăbești 3 kg în câteva zile, 5 zile, da? 5 zile, atunci numai ceai, fără mâncare. Fără că cineva să mă întrebe chefir vreau să beau, hrișcă sau salat, fără nimic, numai ceai. Da, atunci iese infecția din corp când puțin puțin ai amețel, fiindcă celulele bune le mănâncă pe cele rău, rele, din corp, prin ceaiul, din rădăcină, din brusturi și te ajută de la sat toată murdăria, toate toxinele, așa cum îi spunem noi, da? Ajută foarte bine la splină, da? La tratarea splinii, la tratarea ficatului, la tratarea rinichilor. Și aici mă trezește, Dana, dar cât timp pot să iau rădăcina de brusturi? Dacă să luăm la dreptul, este o rădăcină foarte sănătoasă și poți o iei toată viața, ea nu are limită, da? Dar, mă rog, poți să iei 40 de zile, apoi să te oprești și iară 40 de zile. Și ajută foarte bine de a scoate pietrele de la vizica biliară. Ceaiul, da? Dragii mei prieteni, și pentru cei care deci au foarte tip, multe tipuri de infecție, ai alt tratament, eu astăzi am mere de salcâm, da, așa, mere de salcâm. Dragii mei prieteni, dacă voi aveți diabet, cu mere de manuc se face, dar cei care nu au diabet, cu mere de salcâm. Într-o borcan curat, spălat cu bicarbonat de sodiu și cu oțet, asta e foarte important, eu îmi pun jumate de borcan de miere, așa, jumate ajunge, da? Jumate zidana, așa, așa. Și peste el, dragii mei prieteni, eu am să pun brusturi, așa. Aici, ca noi să mâncăm brusturile, pentru cei care suferă, deci, cu ficatul, cu stomacul, probleme intestinale, cancer la, la intestine, la colon, cancer la pancreas, cancer la ficat. Aici noi trebuie să punem mai mult brusturi. Și nu-i 200 de grame, dar 400, adică două rădășini mari, chiar le cântăriți, la un litru, la un borcan de litru, 400 de grame. Cum vrei tu? Vrei să o dai pe răzătoare? O dai pe răzătoare. Vrei să o tai mărunt, o tai mărunt. Vrei să o tochezi pe mașina de tocat carne, cum vrei tu, prin blender, cum vrei tu, cum să o coți. Miere, deci cu rădăcină de brusturi, deci este foarte, foarte bună, da? Ea, deci stopează din celulele cancerogene, da? Ea se vinde și în supliment. Eu vă rog că video este foarte interesant, eu vă rog să distribuiți, să ajungă la toată lumea. Eu vă rog să-mi distribuiți video, să ajung în grupul Învață a găti cu noi, și acolo suntem foarte multă lume, da? Eu vă rog, lasă, ajungă la toate, în toate căsele aceste video. Dragii mei prieteni, cum îl fac eu? În felul următor. Eu am să-l tai, așa ia, și-l tai în felul următor, da? Cu buliță. Cu buliță, așa, deși cu buliță, ca noi pe urmă această rădășină, deci să o mâncăm, da? Așa, hai să o tai așa, ca să vedeți, e ca cum arată ea, da? Da, dintre însă poți face chiar și suc, câte o lingură de suc de brusturi pentru cei care sufăr cancer de 3 ori pe zi, dar ar fi bine dimineața, stomacul gol, da? Și seara când te pui la culcare, deci tot așa, ca să nu fie stomacul plin cu mâncare, da? Așa, tot cu bulețe, da? La fel, tot cu bulețe. La un kilogram sau un litru, la un borcan de litru, 400 de grame de brusturi. Peste el, doar miere, miere de albini. Așa, care miere, Zidana, este bună? De rapiță, de lavandă, de tei, de salcâm, de hrișcă, de mană, de manucă, de caștan. Deci sunt foarte multe, deci miere bun. Numai nu miere de multiflor, cum le spunem noi, da? Sau de poliflor, așa se numește, da? Deci aceea mere nu este, fiindcă este prima mere și nu este atât de sănătoasă. Așa, și să mă întreb, Zidana, cum să bea, oricum să mănâncă, deci, merea cu rădășină de brusturi? Câte o lingură dimineața și o lingură mare seara. Vă stăruiți pentru cei care iubiți merea, da? Vă stăruiți pentru cei care mâncați miere, să nu mâncați cu miere, cu lingură, deci care mâncăm noi borșurile, dragii mei prieteni, nu. Ori cu lingură de lemn, îți găsești, îți faci tu o lingură de lemn, da? Sau cu lingură de argint, este foarte
foarte bună. Deci o iei cu lingura de argint. Spune că argintul tot tămăduiește. Deci de multe boli sau apără corpul. Deci de multe boli ca cancerul. Așa, să mai tai o leacă, că nu am 400 de grame de rădășină de brusturi. Așa, în fix, o spălați, nu mă vă trebuie să o spălați bine. Asta este foarte important, să nu aibă pământ. Chiar dacă are coarjă, ea nu e coarjă, ea se negrește, fiindcă eu când îi scot coaja, ea automat se negrește, dar el este curat, foarte curățat. Știți cum și-am spălat eu așa? Ia, vedeți? Copierii, de asta a spălat foarte bine și este curat, curățel. Da? Așa, eu mai usuc. Deci, pur și simplu am spălat-o bine, da? Și o pun pe o hârtie, dar în pod. Eu le usuc toate plantele mele, deci în pod. Și ea se usucă, s-a uscat până în luna lui iunie-iulie, până atunci eu a să mai scot rădășină de brusturi, da? Și pe urmă o fac în pulbere, dar o fac la moment. De exemplu, dacă asta este uscată, da? Și eu vreau să mănânc câte o lingură de rădășină de pulbere, da? Pulbere de rădășină de brusturi. Dimineața o linguriță, miază o linguriță sau, dar o faci la moment pe 3 zile, nu pe mult timp, da? Pentru ce ajută, la fel, pentru hepatită, pentru boli hepatice. Ajută foarte bine, deci pentru persoanele care au cancer la prostat, hai spunem la bărbații, da? Ei este antifungic, ajută foarte bine la persoane sau la femeile, dragii mei prieteni, care suferă de ciupiarcă vaginală. Deci are o mulțime de beneficii această minunată rădășină, deci de brusturi, minunată. Poți să bei în ceai, poți să bei suc, poți să mănânci frunți, poți să faci în salate, poți să mănânci chiar pe zi, da? Rădășină de brusturi. Chiar poți să usuci frunzele. Eu am pe canalul meu de YouTube un an, am uscat foarte mult frunze, da? Pentru detoxifierea corpului, pentru cine vor să slăbească, ia câtă ori. Așa, Zidana, cum o luăm aceasta? Dacă asta trebuie 40 de zile, deci cu rachiu, da? La măcerat, asta deja poți o iei astăzi, dar nu trebuie să iei la măcerat. Da, e dacă stă la măcerat, e este bun, fiindcă mierea se păstrează mulți ani și nu este rău, dar, de exemplu, pentru persoanele care vor să iei astăzi o iei. Așa, fix așa cum am făcut eu 400 de grame la un borcan, poți face cu mierii de lavandă, dragii mei prieteni, pentru acei care suferă cu cancerul la plămâni. Deci este formidabil. Încă o dată, ea se vinde în capsule, în supliment, fiindcă este ca supliment, da? Este natural, dar nu are rost. Voi vă scoateți în guric, sunt pe mașuri, pe voi, pe coline, lângă lacuri, lângă pe deal, eu lângă râu, deci am strâns-o, eu strâng foarte mult. Ia uitați-vă cât am eu aici. Și încă mai am și mai am, ia uitați-vă, da? Deci asta toată este rădășină de brusturi, da? Toată. Eu o spăl cu o piere de bună, dar o spăl cu apă rece. Important, da? Pentru cei, ca să mântu e vorba, pentru cei care remediu natural, care vrea să-l facă pentru plămâni, pentru cei care au turbiculioză, pentru cei care sufăr cu plămânii, pentru cei care iau mult alcool sau consumă. Deci o faceți cu miere de lavandă, că este foarte bun. Pentru cei care vor să fac pentru tipul de oncologie sau cancer, cum îi spunem noi, da? Atunci o amestecați cu polen, cu propolis, cu păstur, cu lăpșor de matcă. Este foarte bun, trebuie să fie o seringă la un borcan lăpșor de matcă cu rădășină de brusturi. Pe canalul meu de YouTube iese, da? Dar dacă tu mai pui și păstur în diopt, este foarte bun. Voi ați văzut, sunt multe comentarii care multe persoane spune, Zidana m-a făcut bine, Zidana eu am luat tratament, m-am făcut bine, Zidana eu am făcut fix ca tine și m-am făcut foarte bine, da? Deci când noi vorbim de infecție sau de cancer sau de sistemul limfatic, da? Atunci noi nu dăm mâinile jos și să așteptăm moarte, atunci noi ne apucăm, ne spălăm, ne ducem la rădășină de brusturi, cât de bătrână, cât e de tânăr, cât este ea, dar noi o ducem acasă ca să fie bună, că este bună și pentru copii, chiar și în salat, cum mănânci tu rădășina, deci, de țălină, da?
previne și combate, deci, infecții, ajută la ameliorarea artritei pentru cei care suferă, deci, cu artrită reumatică, osteohondroză, adică sistemul osos, da? Chiar și frunza ei, nu numai chiar rădășina, dar chiar și frunza ei o ungi pe cu miere de albin sau chiar cu un ou care calci și te ungi, deci pui frunza așa pe mânuță, deci unii pe tine te doare. Deci, dragii mei prieteni, uitați-vă ce interesante astăzi v-am făcut. Deci, brusturi, deci cu miere, da? Deci, brusturi, rădăcina de bruscute cu tinctură, da? V-am făcut ceișor, ca să vă arăt cum fac, da? Pot să fac și ea să consumă mai mult fielul, da? Ceaiul așa, dragii mei prieteni, dacă șade mai mult, el se schimbă la culoare, dacă ectele, da? Gălbuia, vedeți? Așa, deci eu asta am pus-o cu voi, să vede că e gălbui, da? Da, se vede. Dar dacă îl ții mai mult și mai pui și niște coada calul de ori și se primește așa, deci este formidabil, nu rata și nu cheltui bani de suplimente sau pe altceva, cum fă-ți singurică, dacă nu ai posibilitate. Mulți mă dragi, dar noi sunt, n-am posibilitate, sunt la orașuri, sunt, mă rog, în altă țară, da, atunci te apropii și îmi spui și eu pot să-ți fac ție la comandă, dacă tu vrei, da? Deci, dragii mei prieteni, consumați rădășina de brusturi, fiindcă este minunată, dar vă rog încă o dată că acest live să ajungă foarte, foarte departe, că este un live, un tratament, zicem așa, da? Și care sunt motivele de a consuma, da, rădășină de brusturi, cum să o consumăm, cum să o facem, cum să o păstrăm, cum să o uscăm, cum să o facem chiar și suc, salate, chiar cu usturoi, toate sunt pe canalul meu de YouTube, toate, da? Și eu vă mulțumesc, dragii mei, pe sunt aici din partea voastră și aici mă trebuie zi, Dana, dar tu de și bie rădășină de brusturi, pentru detoxifiere, pentru a slăbi câteva kilograme, pur și simplu așa, o dată, de două ori pe an, eu îmi fac 3-4 zile, da? Pentru, deci, a curăță corpul, că eu nu vreau să dau multe kilograme, dar eu vreau ca să-mi fie, să am un ficat sănătos, ca să nu sufăr cu glanda tiroidă, ca să nu am probleme cu pancreasul, ca să nu am jigăraie, cum îi spunem noi, da, de la diferite mâncare, ca este antibacterian, este diuretic, de ei faci foarte mult pipi, foarte, foarte mult, da, ca un detoxifiant sau detoxifică sânge. Și pentru asta eu, deci, pentru bună funcționare a organismului. Deci este foarte bună. Dragii mei prieteni, sănătate, aveți grijă de voi, numai bine. Eu vă doresc sănătate, aveți grijă, dacă aveți posibilitate să vă strângeți rădășină de brut sau chiar să o uscați, să o uscați cu mare drag, da? Da, în mulți țări știu pe acest copac, zic, Dana, eu nu găsesc, atunci mă sun cu mare drag, dacă ești aproape de mine. Deci, cu siguranță, deci eu pot să te ajut. Pentru persoane care sufă cu dureri de oas, știți că rădășina de brusturi, deci este formidabil. Să o mănânci, să faci suc, să faci ceai cum vrei tu, să o usești și chiar este bună pentru cancer. Eu v-am pupat, aveți grijă de voi, o inimioară din casa mea, cu mult, mult respect, îmi distribui acest video să ajungă cât mai departe. Dar eu să beau ceaiul meu, deci de brusturi, mai departe, pentru a curăța deci corpul, Zidana Uzacovna.